facem un exercițiu de citit eticheta. Cine sunt cei patru care mă ajută? Patru am nevoie. Unu, mulțumesc. Doi, trei, patru. Mulțumesc. Presupunând că un copil mănâncă lapte praf din primele lui săptămâni de viață, până la 3 ani, ba nu, până la 5 ani, că laptele praf merge până la 5 ani. Am luat cele mai mari și bine vândute mărci, am luat eticheta lor și am calculat diverse chestii. Atenție că dacă nu citim eticheta, facem erori. Și am adunat din lapte praf până la 2 luni 4 kg. Până la 4 luni 8. Pardon, zaharuri. Știți? Nu este zahăr, e zahăr natural, e lactoză. Zahar, eu am pus aici zahăr, și maltodextrină. O nenorocire. Oriunde intrați pe internet, vedeți cum distruge pancreasul. Profit acum că pregătiți-vă. Așa. Vă rog să veniți cu mine. Până la un an. De la 6 luni se introduce sirop de glucoză, praf. Deci pe lângă maltodextrină care a distrus pancreasul, introduce și, sunt în ordinea lor? Bine, mulțumesc. Vă rog să luați primul sac și să spuneți ce cifră are pe el. Până la un an. Zaharuri, dacă copilul mănâncă conform instrucțiunilor medicului pediatru. Ăsta este. Până la 2 ani. Deci până la 2 ani. Și acum până la 5 ani. E greu? Și acum, vă rog să vă gândiți la copilașii voștri mici. Mici. Dar noi aici ne-am luat după ce zice medicul pediatru. Da, vreau să mă iau după ce zice ministru. Dumneavoastră ați trădat. Că nu simți suferința copilului. De ce le-ați lăsat jos? Păi luați-le în brațe. Bine, l-ați lăsat acolo. Vă rog, veniți și mai luați-l și pe ăla. Deci, până aici, ce zice medicul pediatru până la 5 ani? 55 de kilograme. Sunt 50 aici, că așa. Dar 55 ies la calcule. Și dacă mă iau după ce zice ministru să fie la grădinițe, sunt 75 de kilograme de zahăr până la 5 ani. Numai din lapte praf. Nu am adunat borcanelul, care un borcanel înseamnă 4 grame de sucroză, de zahăr. De la 2 ani se introduce și zahărul în lapte. De la, pe lângă sirop, praf de glucoză, pe lângă maltodextrină, pe lângă lactoză, se introduce și zahărul. Și se introduce și mierea. Așa. Puteți să lăsați. Da, mulțumesc. Deci am adunat de la 6 la 14 ani cât zahăr dă voie ordinul ministrului să se servească copiilor în grădinițe, în școli și acasă. Acest copil, de când se naște până la 20 de ani, are voie să mănânce. Presupunând că mănâncă doar lapte praf în primii 5, zahăr doar din lapte praf și în rest alte zaharuri după, de la 6 ani încolo, el are voie să mănânce jumate de tonă de zahăr și eu mai am pretenția că trebuie să fie un copil sănătos. De societate suntem noi, nu numai aici, e peste tot, care acceptăm să ne conducă și să ne facă nouă politică nutrițională astfel de medici. Și zice, tu să taci că nu ești doctor și nici nu ești nutriționist. Și n-am nevoie decât de bun simț și de mobilizarea de a citi o etichetă pentru a ști ce e bine pentru copilul meu.